1 plus 1 plus 1 plus 1, 3 plus 3 plus 3 plus 3, 5 plus 5 plus 5 plus 5. Sigur vi s-a întâmplat să întâlniți o situație în care trebuie să adăugați același număr de mai multe ori. Unui grup de 19 copii trebuie să-i dau fiecăruia câte un măr. De câte mere am nevoie? La 6 oameni trebuie să le împart câte 3 prune. Câte prune trebuie să am? 4 copii au fiecare câte 5 creioane. Câte au împreună? Bună ziua, dragilor! Astăzi, la ora de matematică, vom învăța cum să ne descurcăm în situații în care avem de adunat un număr de mai multe ori și cum să ne facem viața mai ușoară. Luați-vă caietul de matematică, creioanele colorate și haideți să deschidem la o pagină nouă. Am deschis la o pagină nouă, am creioanele lângă mine, este vremea să ne apucăm. Vom porni chiar cu întrebarea pe care am avut-o la început. La un grup de 19 copii trebuie să ne împărțim fiecăruia câte 19 mere. De câte mere avem nevoie? Dacă aș fi să iau bobește, ar trebui să fac în felul următor. Să iau 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mai avem plus de la capăt, plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, plus 1 plus 1 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 de copii, la fiecare are câte unul. Cred că până acum am găsit rezultatul că este 19. La o asemenea problemă, mai repede e să dăm rezultatul decât să calculăm așa. Să vedem cum e următoarea. Le-am dat la 5 oameni câte 3 prune. Câte prune am avut? Am să schimb culoarea. Lăsăm 3 degete libere sub șiragul acesta de 1. Și vom scrie așa. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5. Este egal. Am 5 de 3. Pentru câte 3? Pentru fiecare dintre cei 5. Cum facem? Păi, le adunăm pe rând. Prima oară avem 3. Apoi mai adăugăm încă 3. 1, 2, 3. Avem 6. Mai adăugăm încă 3. 1, 2, 3. Avem 9. Mai adăugăm încă 3. 1, am trecut de 10. 2, 3. 12. Mai adăugăm încă 3. 1, 2, 3. 10 cu 5, 15. Deci, în total am avut 15 prune. Am ajuns la rezultat. Nu e rău. A fost un pic mai greu, dar ne-am descurcat. Dar la ultima întrebare. 4 copii au fiecare câte 5 creioane. Dacă le adun la un loc, câte sunt împreună? Hai să vedem. Schimbăm iarăși culoarea. Lăsăm 3 degete față de rândul pe care l-am scris. Și avem așa. 5 plus 5 plus 5 plus 5
este egal. Par un pic mai complicate, sunt numeri mai mari, dar să știți că 5-ul e un număr ușor de adunat. Avem prima oară 5, cu încă 5, sunt 15. Iar apoi încă 5 peste 10 sunt 15 și cu încă 5, 4 mâini pline sunt 20. Îl și scriem. 20. Haideți să ne uităm un pic în urmă. Vedeți că în unele cazuri ne-a luat mai mult timp să scriem calculul decât să-l rezolvăm și ne-a ocupat și mult spațiu pe foaie. Nu este prea eficient. Să știți că avem o soluție pentru asta. În matematică, atunci când vrem să adunăm același număr de mai multe ori, avem o anumită operație și ea se scrie cam așa. Ne uităm la numărul pe care vrem să-l adunăm de mai multe ori, acela este 1. Și apoi, de câte ori vrem să-l adunăm? Vrem să-l adunăm de 19 ori. 1, dacă vreau să spun de 19 ori, voi scrie că 1, un x mai mic la mijloc între ele, 1 ori 19. Și 1 ori 19 este, după cum am rezolvat înainte, 19. Mai jos, cu 3, avem așa. 3 de câte ori? De 5 ori, pentru că am 3 prune la 5 oameni. 3 ori 5 este 15. Și dedesubt, ce număr tot adunăm? 5. Pentru că sunt 5 creioane și 4 copii. 5 ori 4 și este egal cu 20. Ei, dragilor, această operație se numește înmulțire. Când avem foarte multe numere de același fel, noi putem să folosim înmulțirea care are ca simbol X-ul acesta și să scriem mult mai eficient și mai repede toată operația aceasta. Noi până acum știm de adunare, scădere, împărțire și astăzi am învățat și înmulțirea. Operația de înmulțire ne ajută să economisim mult spațiu și timp, dar pentru moment tot trebuie să adunăm în minte toate acele numere. De exemplu, la 3 ori 5. Trebuie să știu că 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 dau 15. Dar am o soluție care să ne ajute și aici. Să ne depărtăm un pic de birou și să facem împreună. Cred că vă amintiți jocul cu broscuța saltăreață, cea care sare de pe frunză pe alta, din 2 în 2, din 3 în 3. Când sărea pe fiecare frunză, noi numărăm așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Destul de simplu, nu? Tot așa mai departe. Dar când aveam din 2 în 2, era un pic mai interesant. Făceam așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și ce vom face noi, care să fim mai întâi? Și ce vom face noi, că va fi mai interesant, este că vom spune în gând numărul când batem pe genunchi și vom spune cu voce tare când batem din palme. E cam așa. Fac un mic exemplu, după care facem împreună. 2 4 6 8 tot așa mai departe. Haideți acum, pregătiți-vă, facem împreună. 2, 3 și 2, 4.
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Și aici ne oprim. Dar cum era din 3 în 3? Vom face așa. 1. Pe genunchiul din dreapta. 2. Pe genunchiul din stânga. Și 3. La mijloc. Ca înainte, vom spune numărul doar când batem din palme. Și ca mic exemplu, am să vă arăt. 3. 6. Hai să încercăm. Sunteți gata? 2, 3 și 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ne oprim aici. Dar dacă voi vreți, puteți merge mai departe. Însă, ce-ar fi să complicăm un pic lucrurile și să facem din 4 în 4? Ho, ho, ce săritură e asta! Dar cum? E, se complică un pic lucrurile. Facem așa. Genunchiul drept, genunchiul stâng, amândouă deodată, 4, 5, 6, 7, 8. Hai să încercăm. Spunem numărul doar când batem din palme. Voi merge un pic mai încet, că deja devine mai complicat. Gata? 2, 3 și 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Am reușit! Dar dacă vrem să ne complicăm și mai mult, putem merge mai departe și sărim din 5 în 5. De fapt, nu ne complicăm. Doar sunt mai multe mișcări. Dar număratul devine mai ușor. Facem așa. Genunchiul drept, 1. Genunchiul stâng, 2. 3. Ca înainte pe amândouă. 4. La piept. 5 la mijloc. 6, 7, 8, 9, 10. Haideți să încercăm. Știu că e mai greu la început, dar după un pic de exercițiu veți vedea că totul va ieși strună. Haideți. 2, 3 și 5. 10, 15, 20, 25, 30. Ne oprim aici. E suficient pentru moment. La început este un pic mai greu, dar cu timpul devine din ce în ce mai ușor. Chiar vreau să văd cât de bine vă descurcați după ce exersați un pic. Ne întoarcem la caiete și vom scrie aceste numere pe foaie. Pe următoarea foaie vom face ceva mai special. Vom întoarce caietul în stil de peisaj. Acum ne luăm o culoare și vom scrie o parte din numerele cu care ne-am jucat mai înainte. Va trebui să facem așa. Prima oară ne orientăm pe caiet. Ne lăsăm
față de marginea din stânga, două degete, față de partea de sus, două degete, și vom începe cu șirul lui 1. 1. Numărul să fie la fel de mare cât degetul meu. Sau al vostru. Mai departe, lăsăm două degete libere și îl vom scrie pe 2. Mai departe, 3. 4. 5. 6. 7. Ajunge până aici. Schimbăm culoarea. Și acum lăsăm un deget sub 1. Și îl vom scrie pe 2. De data aceasta vom merge pe șirul lui 2, sărind din 2 în 2. Hai să amintim care erau numerele. 2, pe urmă 4, 6, vedeți că mă pun chiar sub celălalt număr de deasupra. 8, 10, acum că am scris un număr cu două cifre, las un singur deget. 10 și sub 6 îl scriu pe 12. Mergem mai departe. Sub 2 lăsăm un deget și îl scriem pe 3. Pe șirul lui 3, din 3 în 3, vine așa. 3, pe urmă 6, pe urmă 9, 12, 15 și 18. Mergem la 4. Schimb culoarea, un deget sub 3, îl scriu pe 4. Și pe șirul lui 4, următorul număr este 8, 12, 16, 20 și 24. Iar ultimul șir pe care am fost este 5. Aveți grijă să aveți loc și pentru 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Cum ne putem folosi de aceste numere înșirate așa la calculele noastre? Odată ce le avem scrise, ne e mai ușor să mergem pe ele decât dacă ar trebui să le spunem de fiecare dată. Exemplul cu 1 ori 19 e destul de simplu, pentru că al 19-lea pas pe șirul 1 este tot 19. Dar pe șirul 3, cum avem o problemă? Avem 3 ori 5. Deci, pe șirul lui 3 avem de mers 5 pași. Hai să numărăm. 3 fiind primul pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ia uitați, se verifică cu răspunsul pe care l-am avut la 3 ori 5. 3 ori 5, 15. Se verifică. Dar la 5 ori 4. 5 ori 4 înseamnă că ne ducem pe șirul lui 5 și sărim 4 pași. 1, 2, 3, 4. 20. Ia să ne verificăm.
5 ori 4, 20. Se verifică. Vedeți ce util e tabelul? Cu cât e mai mare, cu atât ne va fi mai ușor. Dar cel puțin până la 10 ne ajută mult. Dar momentan, pentru prima lecție cu mulțirea, e suficient până unde am mers. Eu pe altă foaie am făcut până la 9 și pe alta am făcut până la 10. Dacă vreți, puteți să-l faceți și voi. Dar pentru moment este suficient. Atâta pentru astăzi, ne strângem caietele și ne pregătim să încheiem. Astăzi am învățat despre mulțire și cum ne ajută ea să rezolvăm calcule lungi repetate. Și am învățat la ce ne ajută șirurile numerelor și cum ne putem folosi de ele. Țineți minte că doar prin exercițiu le putem păstra cu noi, altfel se uită. Veți vedea că după un timp, dacă vă întreabă cineva cât face 6 ori 4, veți putea răspunde fără ezita 24. Până data viitoare, vă spun la revedere!